Bine v-am găsit, oameni faini, la un nou episod din seria noastră pe Minecraft Medieval. De ultima dată am mai dat un update la modpack și avem niște lucruri șmechere care sunt legate de apă. Mai exact, avem copper cauldron, avem campfire cauldron și bamboo pump. O să vedeți mai departe despre ce este vorba. Avem și Twilight Forest. Aici o să fie interesant pentru că nu mă văd bătând boșii din Twilight cu itemele astea. Și The Other Side, mai exact, avem Warden-ul, abia aștept să văd câtă bătaie o să mănânc de la el. Însă până să facem treaba asta, am nevoie de acest cupru și crafting table-ul era în partea asta. Așa, hai să craftăm unul foarte repede, văd că putem să facem și chest plate, dar nu mă tare interesează. După care primim de aici Purified Water Bucket și 3 nivele. Și acum, după ce am făcut acest cauldron de cupru, avem nevoie de un campfire. Campfire cauldron, cum se face copper? Ia uite, 3 bețe și un chain. Ok, deci avem nevoie de niște fier din partea asta. Ia uite cum ne așteaptă iron nugget. Perfect, avem deja iron nuggeturi, bețe avem și mă mai interesează un campfire pentru care am nevoie de lemn. Lemn pe care o să-l iau direct de aici ca să fac intrările astea mai mari. Că vedeți și voi, mă chinui să-mi bag printr-un bloc, așa avem o intrare de 3, chiar pe 3 o să fie, însă cu altă ocazie, momentan n-am nevoie de restul lemnului. Oh, stai, e stripped, pe bune că e stripped. Pe bune, vai, nu cred. Așa, hai să mergem afară atunci și să luăm lemn ca lumea. Hai să-l și craftăm, bam, după care avem nevoie de un campfire la care o să folosim cărbune. Și campfire-ul nu mai știu cum se făcea, deci hai să ne uităm noi foarte repede. Bam, am făcut unul și ce am primit aici? Am primit bambus și 3 nivele. Eu trebuie să cresc bambusul, nu? Hai să-l punem, bam, 5 bucăți și acum o să luăm noi de aici 4 iron ingoturi. Pe bune că nu am încă un... Vai, trebuie să pun la prăjit. Hai să punem atunci 8 bucăți. Punem noi 8 în partea asta în furnace. Și va trebui să iau un blast furnace când o să mai găsesc vreunul. Așa, ca să putem crafta noi una alta. După care am nevoie de 4 diamante și din păcate netherite nu am, dar cu altă ocazie. Și ce o să facem noi? O să punem flascul ăsta aici. După care îl transformăm în iron, apoi îl transformăm în gold și îl transformăm în diamond. Bam, gata, s-a rezolvat. Fill level 5. De la fill capacity 2 până la 5, eu zic că e destul de mult. Și mă trebuie să facem încă unul dacă stau să mă gândesc. Hai să mă luăm niște piele că ne permitem. În teorie, în momentul de față, având aceste două diamond leather flascuri și o grămadă de găleți cu lapte, ar trebui să mă descurc când vine vorba de hidratare, însă în practică o să aflăm, mai ales că în momentul de față am de căutat mlaștini, deșerturi și niște biomuri reci, ce-o însemna aia, probabil să pune și taiga, habar n-am, o să aflăm când ajungem acolo. Turnul ăsta nu arată deloc primitor, așa că exact acolo o să mergem. Ok, ceață. Păi ești pe sus? Ce se întâmplă? Și când am intrat aici și-o revenit? Ce ciudat. Dar ce e acolo sus? Mana leech. Stai așa. Mana leech. Aoleu! Nu vreau mana leech, mulțumesc. Cream că e chiar leech-ul în sine. Păi atunci hai să spargem ăsta și să vedem, am primit esență. Și ce mai e pe aici? Ancient Scroll, ok, îmi place ce văd. Dă și lapisul, cărțile o să le lăsăm acolo. Pe sus nu cred că mai e nimic. Și cine a dat? Obstructed, ok, deci nu vedem tare bine. Oricum nu vedem tare bine nici până acum. Dar acum avem și un motiv măcar. Cartography Table, dar nu e nimic acolo. Și pe aici, pe jos, nu, n-avem nimic, nu. N-avem absolut nimic, un crafting table numai dacă ne interesează. Dar nu prea, și cu asta ce facem? Dacă dau click dreapta pe el, l-am folosit? Știu că trebuie să căutăm un leech, însă aparent nu e în turnul ăsta. Pentru că dacă dăm pe tab, avem în partea asta Defeat the Night Leech. Intrarea de Spawning Cold Biomes. Păi asta să fie oare turnul? Aparent în mod pe cu ăsta, orice biome în afară de pădure și câmpie îi rar. Efectiv, orice altceva îi imposibil de găsit și când îl găsești, îi un loc din ăsta micuț, cum vedeți în partea asta. Și haideți să vedem care e treaba cu tabăra asta. Văd că avem foarte multe cave-uri pe lângă, în care n-aș ar intra pentru că ceva probabil nu găsim nimic interesant. Însă vreau să văd ce-i înăuntru. Oh, un glob frumos. Avem o enciclopedie a Edenului. No, asta da, dă tot ce se poate aici. Și ce mai e prin părțile astea? Nimic. Chestul ăla zice că nu-l putem deschide încă, dar acum se poate deschide. Un tom de la aici, face niște experiență, niște bombe. Ce mai avem? Avem butoiul ăsta, avem paturi, vreau un pat la mine, să fie de culoare mai decentă, nu ăsta galben.
galben, efectiv zici că e cu fân pe el, n-are nicio treabă, și restul goale. Nu, dar eu vreau cărțile, așa că dă cărțile în partea asta și uite, în momentul în care le spargi, să schimbă, mamă ce jmecherâi. Bine, există textură pe Minecraft-ul vanilla pentru asta, dar totuși, îi jmecher. Ce avem pe aici? Pâine, avem niște unelte, glass battle-uri mă interesează și în rest cam atât, plus anvil-ul ăsta. Și stone cutter? Vreau și anvil și stone cutter. Însă, trebuie să facem noi puțină curățenie prin inventar, așa că țâpă tot acolo. Tomul ăsta o să-l păstrăm pentru când avem level mai mare, n-are sens să-l folosim acum. Contains one level, deci cred că de la 22 la 23. Sau era level pentru în partea asta, nu? Oh, stai așa, la atribute, level 9. Și noi dăm 9 nivele, da, dăm 9 nivele și mai putem să punem un punct în ceva ce nu o să-l punem acum. Emerald, ce facem cu globul ăsta? Clic dreapta, a, pot să-l pun și stă acolo, nu? Decide de decor numai, dă-l acolo. Ce zice aici? Enciclopedia Edenului, World of Eden, Gravity Biomes. N-o lasă, măi, prea mult pentru mine, prea mult de citit, pune-l acolo. Mai avem glass battle-uri și cam atât. Acum putem să plecăm liniștiți după ce luăm anvil. Oh, damaged anvil? Dă-l aici, o să fie bun la ceva. Efectiv, e prima dată când văd așa ceva. Nu mă uitați-vă la insula aia. Unde îi, nu-mi dau seama, însă mă gândesc că tot lemnul ăsta ar trebui să-mi ajungă. Dacă nu mi-ajunge, nu știu, e extraordinar de sus și n-ar trebui să ajungem acolo fără elitra. Însă, hai să aflăm, începem direct din partea asta și partea bună este că în momentul în care ajungem acolo, dacă e ceva, ne aruncăm direct jos și supraviețuim, sper. Gândiți-vă că am stricat deja, ăsta ar trebui să fie teoretic al patrulea stack. Deci ne-am urcat 200 și ceva de blocuri? 200 ceva de genul, vreo 200 ceva de blocuri. Mamă, direct în spate, nu-mi place cum arată. Ok, ok, hai că momentan nu e chiar atât de rău. Dar ar fi fost inteligent din partea mea. Cursed Island. Find the Altar of the Lich. Ok. Deci noaptea aici se spawnează liciu. Mamă. Nu-mi place ce văd aici. Ar fost inteligent din partea mea să vin cu un Waystone. Aparent eu o să pot sta aici mult și bine pentru că nu o să se întâmple absolut nimic. Trebuie să găsesc alte dungeon-uri înainte pentru a putea face un ritual prin care să spawnez Lich King-ul. Dar așa, povestea mi se pare interesantă. Puteți să puneți pauză în cazul în care vă interesează ce se întâmplă pe aici. Așa ca mici chestii, mici povești. To who might read this, stay away from this cursed ground. Păi deja sunt aici, deja citesc asta, nu mai pot să stau departe, dar măcar pot să mă bag la somn liniștit, știind că nu o să iau bătaie de la un boss care aparent are 3 momente, deci o să fie groaznic în momentul în care o să ne batem cu el. Ok, nu știu ce s-a întâmplat aici, însă știu un lucru, că dacă mă arunc în partea aia, ar trebui să nu murim, scalpai. Lasă-l acolo, lasă pailul acolo. Și Geronimo! Păi eu sper că nimeresc apa acum. Da, 100% nimeresc. Și m-am dus. Why? What? De când se întâmplă chestia asta în Minecraft? Adică m-am dus până la fund. Mamă, ce șmecher a fost. Da, și asta unde duce? Adică am ajuns într-un deșert și aparent e chestia asta imensă care sper eu să ne ducă undeva, așa că hai să mergem și să vedem dacă ne putem cățăra în vreun fel pe ea. Ar fost foarte șmecher să găsim o relivă care ne ajută la cățărat, dar ne descurcăm noi, mai sărim de pe o parte pe alta, mai facem câte un turn ceva și hai că văd ce e pe partea aia sus de tot. Mamă, stai că deja nu e ok, ne dă cu overheating cu un alta, bine că avem poțiuni. Asta e singura parte bună, însă după ce se duc poțiunile astea ne-am cam dus, așa că trebuie să fiu mega atent pe aici și trebuie să mă grăbesc pentru că, păi băiatule, cât avem de escaladat? Suntem pe vrejul de fasole? Pe ce suntem aici de atât de imens? Pe bune că ne-am urcat pe chestia asta pe degeaba, ne-am urcat până aici pe degeaba, pentru că din câte văd acolo doar mă duce dintr-o parte în alta, atât, nu se întâmplă nimic altceva. Ești pe bune cu mine? Mojave Desert. Păi ce-i chestia asta? De ce m-am urcat pe aia și nu mă duce nicăieri? Vai, și deja s-a dus toată apa. Deci în deșert e groaznic când vine vorba de apă. Și din nou, am fost acasă, de ce nu mi-am luat un Waystone? Vai, 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 nu mai zic nimic.
Nu mai zic absolut nimic. Hai să coborăm despre pe chestia asta, să bem și noi un overheating resistance și hai că mai coborâm întregi de pe chestia asta, că imediat ne ducem direct în cap. Nu știu cine a inventat modul ăsta în care ți sete, însă să fim sinceri, ți sete odată la minut, pe bune, deci gândiți-vă că mă plimb de 10 minute și uitați-vă că le-am rezolvat din nou, zgoale iar. Vai, nu mai zic nimic, opa, văd ceva drăguț în partea aia și ce-i pe aici? Ce-i în ăsta? Avem ceva iteme șmechere? Wow, nisip, perfect, exact asta îmi doream și cactus. Like, când vreau să iau damage, pun cactusul și stau lipit de el. Acum, săgeți, ok, îmi place, gata, nu mai zic nimic, săgeți, gunpowder, măcar atât. Bună fi și asta de când nimic. Oh, stai că de ăla avem nevoie în cazul în care trebuie să fugim. Oh, ce acolo? Ce-i acolo în partea aia? O piramidă? Și un sat? Oh, stai. Văd cuști. Să fie și chestiile alea de antrenament. Să fie oare un pillager outpost? Așa arată un pillager outpost în deșert? Mamă, cât de șmecher. Dar până să mergem acolo, vreau să mergem în partea asta și o să avem nevoie de o grămadă de găleți cu lapte. Așa că hai în primul și primul rând să bem noi niște lăptic și să vedem ce se întâmplă pe aici. Deci, ce în partea asta? Curse of Vanishing Golden Knife, ok, și Curse of Binding. Iron Nugget, ok, și Flint. Mă gândeam că e cărbune pentru o secundă. Dă gold-ul, dacă tot suntem aici, perfect. Două blocuri de gold, încă unul în partea aia, încă unul în partea asta, dar nu mă interesează. Și mergem să... Ia uite că îi văd. Deci doi sunt în partea aia, încă doi. Mamă, câți îs. Și oare ca la piramidă, trebuie să mă duc pe centru pe acolo și să sparg în jos? Totuși, cred că ar trebui să mai fac un lucru până să încep să mă bat cu ei. Ar trebui să scot un arc, da? Să avem arcul aici, să fie pus pe 5 și ne batem ca lumea. Vreun iron golem pe acolo? Stai așa, să ne ajute vreunul dacă îi... Nu văd niciun golem, mai e problema. Dar văd că stau toți în partea... A, ia uite mă cum stau toți în partea aia. Văd niște vrăjitoare și... Aoleo, de când îs... Băi, de când îs ai acolo? Stai așa. Stai așa că ăsta-i șmecher. Ai 60 viață, level 23. Pe ăsta când îmi dă o săgeată, păi mă tot duc acasă. Nu știu ce mi-a dat aici, dar mi-a dat ceva. Silver ingot. Băi, mersi de silver, dar o să plec de aici. Adică văd că au doi evoker și nu vreau să mă bat cu nebunia aia. Sau... oare să... Vai, dar câți vin după noi? Vin o grămadă. Hai să ne retragem. Se stă un chest. Și... Oh, putem să-l deschidem? Shearsuri? Key fragment? Superb! Nu credeam că o să găsim așa ceva... Sus, restul dust, băi nu mai da, care dai acolo, lasă-mă să mă uit un pic în chest. Avem Iron Nugget, avem Honey Butter și am plecat, gata, nu la față că am plecat. Ar merge să mă bag cu gușterea pentru totem, piramidă, mergem în direcția aia. Bă, dar care mai dai, mă? Care mai dați, mă, lăsați-mă, am plecat, gata, vă las în pace. Încă un pillager outpost, unul lângă altul. Deci de asta găsim atât de greu deșerturi? Sau mă rog, deșertul, că pare că e numai unul pe toată harta. Și dacă beau... Ok, un honey butter. Uite mă cât vin! Bă, dar v-ați părăsit casa, lăsați-mă! Oh, ce asta? Țestoasă! Oh, nu, stai că te omoară, fraierii! Stai să nu te omoare pe tine! Stai, măcar dacă trag, să tragă după mine. Pentru o secundă am crezut că s-au aruncat ei în partea aia. Ce-i cu chestul ăsta? Old Eye, perfect! Spell Tome, Spider Eye... Și Dagger care, băi, stați mă acolo, stați așa. Bine, hai să ne batem, dacă voi vreți să ne batem, ne batem. Ia uite, tu ești primul care e bătaie, care, că tu ai, voi aveți level 1, mă, voi veni să mă bateți, ăla de level 23, înțeleg, ăla avea, ăla era pregătit acolo cu tot ce trebuie. Hai să lăsăm astea, hai să bem honey battle-urile. Și parcă astea ne dădeau și mâncare, nu? Da, ne dădeau și mâncare. Hai să ne mai dea acolo și niște glass battle-uri. După care mi-am pus mărul pe față cumva. Da, mi-am pus mărul pe față. Hai să bem noi o găleată. Mi se pare extraordinar cum zic, să bem o găleată atât de... Ca și cum nimic nu s-ar întâmpla. Bă, beau și o găleată, nimic special. Hai să lăsăm și astea. Mai luăm niște găleți. Și trebuie să facem puțină curățenie. Ne mai trebuie încă un key fragment. Dacă să mă gândesc, și o să avem un suspicious key. Ăla-i. O să fie extraordinar, dar până atunci... Hai să intrăm cumva în piramida asta. Dar cum intrăm în ea? Pe aici? Ok, aud pillageri. Broski, ce se întâmplă? Stai, eu de ce sap și nu dau de nimic?
ok. Cred că ar trebui să caut o intrare, nu? Cred că ar fi cea mai bună idee. Dar unde e intrarea? N-am văzut pe nicio parte. Pe sus să fie oare? Și de ce am auzit pillage? Stai, eu nu văd intrare. De ce nu văd intrare pe aici? Vai, nu cred. Și cum intru în chestia asta? Pe sus? Ia uite-i, mă. Salut, băieți. Aoleo! Aoleo! Aoleo, cât sus! Le-am deschis poarta. Le-am deschis poarta la toți. Ia uite-i cum vin. Deci acolo e un spawner, să înțeleg. Deci puteți să-i cheamă la fel, ca au level 1. În funcție de level îi și cheamă. 62! Bă, nu de la față! 62! Cum are, mă, la level 1 62? Păi ești nebun? Cum are la level... Cum are la 62 viață? Și cât am stat eu pe aici, pe lângă ei s-o spawnat. Ok, hai să ne urcăm pe aici. Dar nu înțeleg nimic. Prietene, hai să ne batem un pic. Ok, s-a dus acolo jos. Hai să nu mai puteți voi urca. Deci care s-a dus jos nu mai pot urca la mine, teoretic. Și eu pot să intru acolo? Da. Pot să intru în partea asta și să sparg spawnerul. După care... ce e acolo jos? Oh, un chest. Dar chestul ăla are TNT pe sub el? Că totuși o s-a obișnuit cu TNT-uri, cu dalea. Uite că eram fix sub chest. Ce acolo? Eu l-am spart, să fiu sigur. Pă bune. Pă bune. Pentru atâta era să iau bătaie de la gușterii ăștia. Dar hai să aruncăm rotten flash-ul. Hai să punem astea și să păstrăm un crossbow. Cam atât cred că mă interesează. Și m-am dus să văd ce e în partea aia altă. Mamă, stai să vezi câtă bătaie o să luăm noi acolo. Milk bucket. Și acum nu mai avem încă unul? Ba da, trebuie să mai avem. Trebuia în teorie, în practică. Mai învățăm încă o magie. You learn the new spell. Perfect să fie primit. Ce-i ăsta? Chiseled Red Sandstone. Nu vine nimeni după mine? Nu. Și cine-i în partea asta? Hai, sabia pregătită. Și să vedem ce... Aoleo, pillager, salut șeful, pa șeful, am plecat. Ce-i pe aici? Vreun chest la vedere? Ceva? Trebuie să intru în casă? Da, trebuie să intru în casă și să închid ușa. El poate să deschide ușa asta? Hai ca să nu aflăm. Să închidem pe aici. Gata, acum nu poate să intre, oricât ar vrea. Bun, Battle of Enchanting. Dar atât? Asta a fost? Pentru atât am venit aici? Pentru atât să aproape să mor că la level 25 mă bate? Sus? Ce-i pe sus? Aoleo. Sus e cineva care ne așteaptă. Aoleo, închide-l. Închide-l acolo. Mai putem să urcăm? Ne mai așteaptă cineva mai sus un pic? Ce ăștia? Oh, alai. Ce drăguț. Ia uite-l, mă, cum a venit el. Ei, vrei să dai? Ia că te bați tu singur. L-am închis acolo, descurcă-te. Ce-i sus? Pantalon și un scut. Nu, asta da. Hai să ne schimbăm scutul măcar. Dar în rest nu tare merită, dacă e să mă întrebați pe mine, locurile astea. Eventual, nu, nici pentru smithing table. Hai să-l îngrindstone și smithing table-ul, să nu-l mai craftăm noi. Dar în mare parte le puteam face și noi. Dintre toate structurile găsite astăzi, sper ca piramida asta să salveze situația. Husk? Ah, stai că Husk-ul e... Pentru o secundă mă gândeam că e gușterul ăla spawnat de... Băi, pe bune care 5-2 viață? Deci sunt mumii. Mă gândeam că sunt gușterii aia spawnați de evoker, vexii. Nu știu, m-am gândit la vexi pentru o secundă când am văzut Husk-ul. Bine, cât așa albi, e cam în direcția aia. Nu mai da, mă, uite la el ce dă. Așa, am rezolvat. Hai să punem niște torțe pe aici, ca să nu mai luăm bătaie. Aoleo, ce? Bă! Mamă, am spărea de piticul ăsta. Eu, băi, stai, că ăsta mare. Aoleo, trebuie să-mi bag cu amândoi. Că durează să te bați cu ei. Ăla micu măcar o muri repede, dar asta are multă viață. Că nu mai da, mă, că-mi dai cu foame, cu alea. Mi-ar trebui să stau și eu la distanță, dar... Hai să-i rezolvăm. Să nu-mi cadă nimic în cap. Și acum torțe păstă tot. Mi-a dat mining fatig 3 gușterul ăla. Ești pe bune cu mine? Măcar bem lapte. Acum avem motiv, uite, să avem tot timpul lapte la noi. Trebuie să mergem acasă. Așa, experiență. Și n-a trecut mining fatig 3 ăla cu milk bucket? Serios? Nu, asta e nouă. Salut, prietene, salut. Vrei să intri? Da, mă gândeam eu totuși. Hai să nu intre aia mici în cazul în care se întâmplă ceva. O, și să unesc texturile? Nu, aia... Mining fatigue? De ce mining fatigue? Păi, bă, și eu m-am închis aici? Aoleo, nu cred. Nu-mi spune că eu m-am închis aici, am mining fatigue. Bă, ești nebun? Poate pentru că am pus blocuri? Poate daia?
Nu spune că să termine mining fatigue-ul și mi-l dă iar. Hai să aflăm. Da, mă! Bă, și-o am închis aici cu mining fatigue, nu te cred. Nu pot să cred așa ceva. Dar de la ce luăm mining fatigue? Ai întrebarea mea, să fie vreun boss pe aici? A, cred că e un spawner sus, mă. Păi și eu trebuie să mor și să mă întorc în partea asta? Aparent, da, că altfel nu prea văd cum aș putea să mă întorc. Da, la 5 secunde mă întorc înapoi. Și nu am văzut asta. Astea au fost altele nus, oameni faini, om ne-am dus, like, share, subscribe, toate alea. Găsiți playlist-ul seriei în descriere, ne vedem data viitoare când sper să reușesc eu cumva să scap din zona asta.